În lege este scris clar că pensia automat trebuie să crească cu inflația. Numai că nimeni asta nu faci de 20 de ani. Dacă acest lucru va fi introdus în Constituție, atunci niciun guvern n-a spus să mâncrească. A fi inflația 18%, automat a sărbici pensia, dacă e în Constituție. De asta, indexarea pensiei legată de inflație o introduce în Constituție. Și atunci pensionarul nu trebuie să îmbli cu șerutul, nici la USAT, nici la Maia Sandu, nici la Dudon, nici la Sfântul Duh. Așa e corect, dacă vrei să faci. Republica Moldova nu mai poate fi o țară plină de năcealnici. Noi avem astăzi mai mulți șefi în țară decât țara are nevoie. Eu pledez pentru Republică Prezidențială. În Republică Prezidențială un om răspunde pentru tot. Avem construit un sistem. Sistemul ăsta l-avem făcut în țară de 33 de ani. Și cumva fiecare conducător când vine la putere, el nu distruge sistemul, el cumva îi prinde cu dânsul și cum a venit așa și pleacă. Pe mine mă interesează vectorul dezvoltării naționale a Republicii Moldova, pe mine mă interesează bunăstarea cetățenilor, pe mine mă interesează țara să câștige bani. Cum vedeți rezolvarea problemei cu Pridistrovia? Ca să soluționez un conflict, trebuie să ai capacități și statul să devie atractiv. Primul pas concret vă spun. Voi știți că e problemă pentru vorbitori de limba rusă. Eu la Bălți am ușit problema asta doar într-o singură mișcare. Toate actele în primărie municipiului Bălți am început să le fac în două limbi. Și eu am demonstrat că asta e o problemă. Dar dacă azi n-ați fi pași cum ăsta primul care v-am spus, credeți-mă, dacă cetățeanul simplu, de rând, acolo ar fi fost interesat, e singur s-ar lămuri cu puterea lor care o au acolo. Eu mă refer la puterea centrală. Dar dacă astăzi eu le-ar propune un număr de deputați ca stâng problema și în Găgăuzia, numai Transnistria, ei trebuie să vadă la noi mișcare spre bine. Și deja sunt niște lucruri. Dar noi dacă să dăm tot, acolo miroase cu limba, acolo nu ne place în orice, problema asta ar rămâi. Eu vă mulțumesc frumos, Rezina, pentru întâlnirea de astăzi. Eu vă promit un lucru. Eu am fost, sunt și voi fi doar pentru Republica Moldova. Vă mulțumesc!